Marian Cristian Minae, unul dintre cei trei bărbați acuzați că l-a ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Crainer, a fost adus sub escorta poliției în țară. Ministra Justiției Alina Gorghiu susține că nimeni nu va scăpa de justiție. Sigur știți cazul Crainer, crima odioasă de la Sibiu. Marian Cristian Minae, unul dintre inculpați, astăzi a fost adus în țară. A fost găsit în Irlanda și mulțumesc pentru buna colaborare dintre autoritățile române și cele irlandeze, pentru că în felul acesta predarea sa a fost posibilă într-un termen foarte scurt. Vă reamintesc că la începutul lunii noiembrie această crimă de la Sibiu a șocat întreaga Românie. Suspecții faptei au fugit din țară, doi dintre cei trei sunt astăzi înapoi și vă asigur că nimeni nu scapă de justiția din România. Mai devreme sau mai târziu, toți fugarii sunt prinși, sunt aduși în țară, iar judecata își urmează cursul firesc. Polițiștii români l-au escortat pe Marian Cristian Minae, al doilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Crainer, din Irlanda spre România. Ce ai făcut din țară? Credeai că nu se prindă? Știi ceva de ceilalți doi? Ai vorbit cu suspecții de când ai ajuns în România? Știi unde este Cosmin Zuleam? Cine v-a coordonat? Credeai că scap dacă plec în țară? Individul a fost adus de oamenii legii cu aeronavă pe aeroportul Otopeni. Al doilea suspect, Laurențiu Ghiță, se află în arest după ce a fost adus din Scoția anul trecut. Iar al treilea suspect, Cosmin Costinel Zuleam, este de negăsit, însă surse din cadrul anchetei au transmis că ar fi fost identificat în Indonezia. Cei trei indivizi l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Crainer în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023 în locuința sa din Sibiu. Indivizii au intrat cu cagule în casa bărbatului, l-au jefuit și l-au torturat până l-au lăsat fără suflare. Și fiica victimei a fost lovită și amenințată cu o armă pentru a spune unde sunt ținuți banii și alte bunuri. Partenera omului de afaceri ar fi reușit să fugă la timp și să se ascundă într-un dulap.